Salvatorii militari de la detașamentul de pompieri din Câmpul Lung au fost solicitați pentru a interveni să stingă un incendiu izbucnit la o casă din localitatea Godeni, sat Capul Piscului. Ajunși la fața locului, pompierii au constatat că vâlvătaia se manifesta violent într-una dintre camerele casei. Focul a fost imediat localizat și stins. Din fericire, s-au înregistrat doar pagube materiale. Proprietarul casei a ieșit la timp din camera cuprinsă de flăcări. Ne-am deplasat cu două autospeciale cu apă și spumă și o ambulanță smurd. Am acționat pentru stingerea incendiului izbucnit în interior la o cameră și tavanul de pe hol. Cauza este în curs de stabilire. Cel mai probabil, incendiul s-a produs de la rețeaua de electricitate care ar fi fost supra-solicitată.